Peste 11.000 de firme au fost radiate la nivel național în primele două luni din 2023, cu 0,53% mai multe comparativ cu perioada similară a anului trecut, conform statisticilor Oficiului Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe radieri au fost înregistrate în București, 1719, și în județele Constanța, 568, Timiș, 523 și Cluj, 520. La polul opus, cele mai puține radieri ieri au fost consemnate în județele Ialomița, Covasna, Giurgiu și Caraș-Severin. Creșterile cele mai semnificative ale numărului de radieri s-au înregistrat în județele Bistrița-Năsăud, Bacău și Botoșani. În perioada analizată, cele mai mari scăderi ale numărului de radieri au fost consemnate în județele Giurgiu, Neamț și Brăila.